Dragii mei și dragile mele, este joi, așa că este o nouă ediție din Interviul Pro alături de mine și de invitata mea. Deja o cunoașteți, dacă nu, nicio problemă, puteți să vedeți și prima parte cu ea. Dar înainte de a o prezenta, aș vrea să vă invit și pe voi, dacă vreți să fiți alături de mine aici la Interviul Pro, să vă cunoaștem poveștile voastre, să știm cine sunteți și așa mai departe, cu ce vă ocupați, ce produse, servicii aveți. Să intrați pe pagina de ProBusiness, nu pe grup, pe pagina de ProBusiness. Aveți butonul aici de rezervă acum, dați click, se va deschide o pagină nouă și acolo puteți să vă alegeți data și ora când să avem o discuție de 15 minute, 20 de minute pentru a vă cunoaște. Nu este interviul propriu-zis, pentru că vreau să spun acest lucru, nu este interviul propriu-zis, ci este pur și simplu o discuție pentru a afla cine sunteți, ce anume, care este povestea voastră și toate datele organizatorice când să aibă loc interviul propriu-zis alături de mine. Acestea fiind spuse, nu vreau să mai intru în să mai lungesc momentul. Vreau să o prezint pe Alexandra. Dacă nu ați văzut prima parte a interviului, vă invit să intrați în grup, pe pagină, pe sau dacă nu, pe canalul nostru de YouTube și găsiți acolo prima parte cu ea. Alexandra, bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Ce faci? Cum ești astăzi? Ești pregătită pentru o nouă serie de întrebări? Da, astăzi, după cum bine știi, ne-am propus așa să fim un pic mai practici și să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc cât se poate de punctual. Așa că vreau să te întreb foarte, foarte rapid, cine este antreprenorul Alexandra? Este un om, până la urmă, care și-a dorit să facă mai mult și își dorește în continuare, care are diverse proiecte, este și femeie, este și soție, este și mamă, prin urmare, de toate, dar în ceea ce vește partea de antreprenor, un om care vrea să facă o schimbare. Și vreau să te întreb acum, ce anume te-a convins să devii și numerolog? Pentru că este așa o profesie pe lângă toate celelalte roluri pe care le ai. Ce anume te-a convins să devii și numerolog? Cum să zic, numerologia în sine? După prima oară când am descoperit numerologia, am fost foarte sceptică, fiind mai așa matematică. Eu folosesc statistica, nu neapărat doar aia de, da, ci cea de zi cu zi, și m-a convins numerologia în sine pentru că am văzut atunci când am aplicat, căutând informații, făcând matrițe, date de naștere, da, efectiv din cercetare și să văd dacă chiar așa este cum spune. Uite, asta m-a convins. Când am văzut că funcționează și chiar nu dă greș, deci însuși numerologia m-a convins, ca să răspund așa punctual. Ce fain. Și uite, pentru că tot vorbeai de partea practică, ne arăți sau ne spui cum putem să ne calculăm, mai ales dacă suntem la început, cum putem să ne calculăm singur această cifră de destin. Știu că ai și o unealtă pentru noi. Da, după cum bine știți, sunt și membru în Asociația Numerologilor din România. Vă așteptăm acolo dacă sunteți iubitori de numerologie și nu numai, dacă vreți să descoperiți o altfel de lume. Iar în cadrul site-ului am făcut posibilă calcularea matriței și a cifrei de destin. Uite, aici am să dau așa un share să vedem cum arată. Perfect. Super. Uite, aici avem un buton mare care îi spune calculator. Da? Aici este calculatorul unde putem să introducem data noastră de naștere, să descoperim cifra de destin și nu numai. Uite, zi-mi tu o dată de naștere sau dacă e cineva care vrea să ne dea. 15.07.1987. 15.07.1987.
87. Și dacă dăm un enter sau pur și simplu click în afara paginii, deja am descoperit o altă lume. Uite, avem aici destinul, da? Este un 2 format din 11. Ne și spune dacă dăm click, da, aici putem să vedem mai multe despre destinul tău. Numai că nu cred că mi-încarc acum când stai așa să vedem. Uite, nu știu dacă apare ceea ce arăt, ce apare suplimentar. Nu cred că apare. Ideea este că, pentru că e în afara paginii cumva, dar dacă cei care vor să descopere mai multe despre ce înseamnă vibrația exterioară, pentru cei născuți în luna a 7, ce înseamnă ziua naștere, pentru cei născuți în ziua de 15, ce înseamnă destinul de 2, ce înseamnă, da, adică inclusiv dacă ne ducem pe aceste căsuțe, 4 de 1, dacă dăm click, o să ni se încarce, o să ni se deschidă o fișă suplimentară, unde aflăm informații pe scurt, este drept, dar suficient încât să ne dăm seama cum ne poate ajuta numerologia. Adică toate aceste căsuțe de aici ne pot spune câte ceva, iar o parte din ele le puteți afla direct din site, pe lângă cifra de destin, deci mai mult decât ai întrebat. Așa, și ce înseamnă acum toate aceste cifre? Acum, pe scurt? Pe scurt. Păi uite, odată putem să aflăm calea către destin, da? Scopul și destinul, putem să descoperim, cum am zis, vibrația interioară sau felul nostru de a fi, relația mea cu mine, spre exemplu, sau în cazul tău, relația ta cu tine, relația socială sau scopul pentru care ai venit în social, da? Rolul tău social. Iar dacă ne uităm pe matriță, doar așa, uite, căsuța lui 1 ne poate vorbi despre caracterul omului, despre psihic, căsuța lui 2 ne vorbește despre cum comunică omul, da, partea de bioenergii, căsuța lui 3 ne arată cum stă omul cu memoria, cu prelucrarea informațiilor, a datelor, căsuța lui 4 ne spune despre sănătate, despre capacitatea omului de a se organiza, căsuța lui 5 ne spune despre intuiție, despre stima de sine, căsuța lui 6 ne povestește despre latura de familie, despre partea de sexualitate, inclusiv practicitate, productivitate. Căsuța lui 7 ne povestește despre capacitatea noastră, rațiunea, analiza în profunzime, despre legătura cu universul, da, și modul în care păstrăm legătura cu divinitatea, dacă putem spune așa, gradul de înțelepciune. Căsuța lui 8 ne spune cât de dezvoltat este simțul datoriei la un om sau responsabilitățile, modul în care se asumă, așa, în linii mari, iar căsuța lui 9 ne poate spune despre partea de intelect, despre capacitatea omului de a se adapta la medii fizice noi. Și după aia, dacă luăm, sunt vectori, adică 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 3, 6, 9, 1, 2, 3, multe, multe, de acolo mai aflăm. Dar nu vreau aici pentru care însemna să țin teorie, dar în linii mari, așa, pe scurt. Plus că mai sunt și alte calcule numerologice care nu le regăsim aici, unde numerologia ne poate ajuta să vedem treptele succesului, să descoperim ciclurile în viață, perioadele mai bune, perioadele ce teste ne așteaptă, da? Adică chiar și multe altele. Există și numerologia numelui și numele ne spune ceva, se transformă în cifre. Multe. Vreau să te întreb acum. Uite, de exemplu, dacă avem căsuțe care nu există niciun număr, ar trebui să ne speriem? Da, nu ne speriem. Noi în numerologie ne uităm din perspectiva calitativă a cifrelor față de matematică, care se uită pe partea cantitativă, iar zero în numerologie semnifică ceva, are o simbolistică, da? Acolo unde practic apare zero, unde, uite, la căsuța lui 2 apare zero, la căsuța lui 4, în cazul tău, ne spune anumite lucruri despre partea aceea de sănătate, de modul în care comunici. Zero, așa pe scurt, este totul și nimic, și pe acele aspecte tu tinzi să fii mai extremist, așa, când, uite, te îngrijești, adică foarte mult. Să ne speriem. Deci noi avem de toate, uite, ai corp fizic, ai sănătate. Numerologia ne poate arăta în cazul de față modul în care funcționăm, adică la tine cum funcționează partea de sănătate, să zicem așa, rezistența corpului tău, da? Dar corpul fizic îl ai, sănătatea o ai sub oarecare formă, modul în care funcționează putem să poate fi diferit de la persoană la persoană. La fel la 2, la comunicare, da? Modul în care comunici cu ceilalți ne spune, nu că nu comunici, punct.
Păi asta Adică. voiam, pentru că dacă, de exemplu, ești la început și vezi că îți lipsesc, da, ai lipsă la niște căsuțe, poate te întrebi, păi, adică nu le mai am Acele căsuțe copilor. aspecte, bale avem, dar Așa. că acele aspecte necesită lucrate, dezvoltate cât se poate de mult. Dar ne putem uita că ai 4 de 1, spre exemplu, și acolo ne arată că ai o forță psihică mare, mai încăpățânată, Asta așa vreau un să te picuț de fel. întreb. Deci sunt și Așa, asta vreau aspecte să te și. întreb. Exact. Ce se întâmplă când ai mai mult de, nu știu, 3, 4 de o anumită cifră? Asta Păi, ce în funcție de înseamnă? câte cifre sunt în căsuțe, se face o interpretare. Cu cât e mai Așa. dezvoltată căsuța, cu atât mai puternică e acea caracteristică dezvoltată. Însă, de la un punct, prea multe cifre într-o căsuță ne duce într-un aspect de supraîncărcare și atunci pot să apară anumite provocări în viața omului pe acel aspect. Practic, numerologia ne spune, uite, apropo de matrița de bază, dacă vorbim aici raportat la matrița de bază, ne spune despre instrumentele, să zicem așa. Să zicem că avem un ghiozdănaș, da, cu care am venit în lumea aceasta și acolo avem niște instrumente, avem și o listă cu to-do, metaforic vorbim, bineînțeles. Instrumentele respective nu sunt nici bune, nici rele, depinde ce faci. Uite, dacă ai în ghiozdan acum un cuțit și îl scoți, el e ascuțit, da, e un cuțit foarte bun, ascuțit, bine prezentat și așa mai departe, da, un instrument bun și chiar foarte bun. Ce faci cu el? Asta e o altă discuție, dar predispozițiile putem să spunem așa, adică predispoziția psihic puternic. Ce faci cu psihicul ăla puternic, unde anume te încăpățânezi, unde nu te încăpățânezi, cât folosești încăpățânarea, dar poți să o folosești cât de avut o ai. Dar rămâne la latitudinea ta în anumite contexte, depinde și de contexte, da? Depinde și de persoanele care Bineînțeles, sunt prezente. Dar aceste instrumente, dacă noi le avem, este foarte important de înțeles, noi le avem, mai necesită să le și folosim corespunzător. contează foarte mult contextul, contează Da, exact și și cu contează cine să le știi. folosești. Și Da, contează să știi, adevărat. domne, uite cum este în cazul tău. Eu sunt așa mai căpoasă, cum se spune, da? Mai încăpățânată. Am tendința că atunci când îmi pun ceva în cap, să nu prea să scot ușor ideea respectivă. Adică, și plus că am idei multe, nu tot timpul reușesc să le realizez pe toate câte le am. Uite, aflu cum funcționez. Da? Nu e nici bine, nu e nici rău. Depinde ce fac cu încăpățânarea, spre exemplu. Depinde ce fac cu aceste idei multe pe care le am. Da. Și vreau să te întreb acum, văd acolo aer, pământ, ce facem cu informația respectivă? A doua oară. Acolo partea de stihii ne spune practic, da, dacă ești un om al focului sau al aerului sau al apei sau al pământului, da, în funcție de cifrele pe care le ai în matriță, poți să vezi. Și chiar pot fi asociate cu temperamentele, cum știm noi, coleric, da, melancolic, flegmatic sau sangvinic. Da, adică poți, uite, de exemplu, tu ai foarte multe elemente de foc, din ce văd eu. Asta pentru că Da, prin inițial mă urmare, gândeam la zodii. uite, Știi ce? ne putem uita în tabel, vezi? Da, ești cu 7 elemente la foc sau puternic coleric, am putea să spunem. Da? 7 elemente deja sunt suficient de multe. Se poate și mai multe. Nu, Dar uite, asta are activ legătură pas. și cu zodia sau pur și simplu Nu, zodii? nu, ne raportăm strict la cifre. Da? Ok, Și am așa, da. astrologia, dacă ne ducem și ne dăm data de naștere cu ora, cu tot ce trebuie, acolo ne va spune în principal Da. aceleași lucruri, doar că diferit, folosind instrumente diferite. Dar măsurăm diferit. Eu măsor prin cifre, prin vibrația lor, prin simbolistica lor, prin energia lor și astrologia măsoară prin poziția planetelor. Dar în esență ar trebui să ne spună aceleași lucruri. Și a treia căsuță cu masculin, feminin, activ, Păi pasiv, acolo, uite, cum e vedem aici? raportul, da, acolo putem să vedem raportul între masculin și feminin sau între activ, da, activ masculin, pasiv feminin. Uite, ne uităm, este foarte important să știm dacă este femeie sau este bărbat. Uite, tu fiind femeie, ai 11 elemente masculine, active. Ceea ce înseamnă că dacă nu ești atentă, s-ar putea să bați cu pumnul masă mai tare decât un bărbat. Nu neapărat la propriu, dar ce arată? La O propriu și la energie figurat, mascul confirm. O energie masculină puternică, dar tu ești femeie. Te-ai născut într-un corp de femeie. Prin urmare, în viața asta putem spune că ai de învățat feminitatea și ai de învățat să rămâi femeie. Oh.
să dezvolți în tine mai mult aspectul feminin, că pe cel masculin îl ai din plin. Slavă Domnului, nu duc lipsă! Așa că, nu duci. Uite, ne salută Gabriela. Bună, Gabriela! Bună, Gabriela! Dacă ai vreo întrebare legată de, nu știu, de cifra ta de destin, de... Da, Gabriela e cunoscătoare de numerologie deja, știu, sigur. Atunci... Dacă ai vreo întrebare, nu știu, legată de site și de cum să găsească informații sau cum, nu știu, să interpretezi un număr, o rugăm să scrie și îi vei răspunde cu mare, mare drag. Și atunci, la ce ne ajută să știm toate aceste informații pe care le găsim pe site? Păi uite, că plecasem de la discuția de a folosi numerologia în business, în colaborări, în, nu știu, cu angajații, cu colegii. Este foarte important să știm, da? Avem un coleg care, uite, dacă 1, 2, 3, da? Ne uităm la căsuțele 1, 2 și 3, dacă numărăm la tine sunt 7 cifre, da? 4 de 1 și 2 de 3. 4, 5, 6, avem 2 cifre. 7, 8, 9, avem și acolo 6 cifre. Uite, partea de 1, 2, 3 ne spune este vectorul energetic sau tendința omului, de exemplu, de a se arunca cu capul înainte, spontaneitate, impulsivitate chiar. Vedem că este destul de dezvoltat. Da? Da. Acum tu mai vii un picuț și cu 7, 8, 9, unde acolo e latura de analiză, de, da, adică unde stai, măsori, cântărești, evaluezi și vezi dacă treci mai departe sau nu, dar totuși uneori căluții, putem spune așa, spontaneitatea aceea te face să te arunci cu capul înainte. Acum, vor fi matrițe care poate 1, 2, 3 are 10 cifre, am întâlnit, da? 4, 5, 6 are acolo 1, 2 cifre, 7, 8, 9 are 3 cifre. Sunt oamenii care tendința lor este să fie mai impulsivi, mai spontani. Asta nu este nici bine, nici rău, depinde foarte mult de contexte. Dar este un om căruia îi place foarte mult să inițieze. Și dacă partea cealaltă de 4, 5, 6, 7, 8, 9 este mai slab dezvoltată, nu va fi omul, de exemplu, dacă 4, 5, 6 este, cum e și la tine, mai slab dezvoltată, mai greu cu voința, mai greu cu muncile rutinate, cu alea așa, cu munca grea și știi cum e, să muncim din greu cu... Oarecum și o muncă plictisitoare am putea să spunem, dar nu neapărat ideea de rutinat, munca grea. Dacă acolo necesită multă voință. Sunt oamenii care, munca de exemplu... Munca fizică, dacă... de exemplu, nu. Și fizică și nu doar cea fizică. Cei care au 4, 5, 6 mai dezvoltat, adică au multe cifre acolo, comparăm pur și simplu câte cifre apar pe 1, 2, 3, câte cifre apar pe 4, 5, 6 și câte apar pe 7, 8, 9. Dacă, nu știu, avem 3 cifre, să zicem, pe 1, 2, 3, da? Avem un 1, un 2 și un 3, de exemplu. Alt caz de matriță, da? Să zicem că avem, nu știu, 2 de 4, 2 de 5, 2 de 6. Există o astfel de matriță și după aia avem, nu știu, lipsă 7, un 8 și un 9. Da? Dar ne putem da seama că ce? Că omul are 4, 5, 6 extraordinar de bine dezvoltat. Adică este un om care este foarte rezistent în tot ceea ce privește partea asta de a face conținutul, de a depăși obstacolele, de a face munca grea, dar nu doar fizică. Și fizică, dar nu doar fizică. Adică ăla care dacă îi dai acolo până nu iese, știi cum e, până nu reușește să facă, nu trece mai departe. Dar nu va fi omul care să inițieze foarte ușor, să știi. Dacă are 1, 2, 3 mai slab dezvoltat, nu este omul care să inițieze foarte ușor. Adică el are nevoie să fie împins. Alexandra, știi că mai avem o doritoare care vrea să-i introducem așa ca să vedem și o altă matriță. Ca să vadă, știi, că se schimbă cifrele. Așa că tu vrei... 4, a treia... 1990. 1990. Se vede, da? Da. Ia să vedem, s-au schimbat? Eu zic că da. Se schimbă sigur, da? În funcție de data de naștere. Deja așa dacă o cifră aici greșești... Da, uite, avem un destin de 8 și aici, uite, vezi, o forță psihică nu la fel de mare cum o ai tu, dacă facem așa, ca o mică comparație, dar ideea este că forța psihică este mai slabă. Este o persoană interiorizată emoțional, își culege acele informații de care ea are nevoie, memorează acele lucruri pe care... Și cum e, dacă mă interesează, mai memorez, dacă nu, nu, dar are nevoie de o perioadă un picuț mai lungă de a procesa anumite informații, da? Ar trebui să lucreze un picuț în ceea ce vește stima de sine. Are tendințe de a se devaloriza, da? Sau de a nu se aprecia. Uite, în schimb, vedem acolo are 3 de 9, ceea ce înseamnă că are o capacitate foarte bună de adaptare la medii fizice noi. Un intelect dezvoltat.
Este media poporului în care s-a născut, da? Și doar că depinde și ce face cu el. Îl folosește la bune, îl folosește la rele, da, știi cum e, da, că da, poți să ai, da, da. Să-ți meargă mintea, dar nu neapărat să le folosești, să o folosești unde trebuie sau cum trebuie. Da? Da, 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 da. O persoană care îi place, da, să fie asumată, adică ceea ce spune este promisiune, adică dacă am și zis, se și face, nu e doar așa... Da? Și care va căuta să se jertfească cumva pentru ceea sau să ducă la bun final ceea ce promite. Și dacă nu va reuși să promită, asta va fi cumva o supărare destul de mare. Da? Se va simți foarte vinovată. Așa, pe scurt, ca o idee. Doar că am vrut să dau și un alt exemplu ca să nu știu, da, să fie doar... Păi cei care sunt curioși pot intra și introduc data de naștere și o să vadă. Pot să introducă mai multe date de naștere și o să vadă că se va schimba informația de acolo. Și vreau să te întreb acum altceva. Dacă noi, fiind pe un grup de antreprenori, dacă noi introducem anul nașterii, să spunem așa, al firmei noastre... Ziua și luna și anul. Exact. Pentru că în J, noi avem o zi completă. Chiar dacă J-ul noi îl scriem de obicei, nu știu, J08 per 11 per 2020, de exemplu, da? Dacă să ne ducem în cui sau în certificatul firmei, o să vedem că acel J are acolo la 2020 o zi și o lună. Adică ziua în care el s-a născut. Da. Este ziua în care firma practic s-a născut. Chiar dacă tu încă n-aveai certificatul, că certificatul se poate emite în altă zi. Da? Da. Astăzi a fost înregistrată în registrul comerțului, dar mâine am eliberat certificatul și am pus, da, un număr de înregistrare a certificatului. Este foarte important ca lumea să nu le încurce, da? Și să ia ziua de naștere a firmei, adică momentul din care a apărut ca entitate. Uite, când se naște copilul, n-ai certificatul de naștere imediat cum ai ieșit copilul, în jumătate de oră veni și certificatul. De obicei te duci la câteva zile și le eliberezi, nu se eliberează imediat. Eliberarea, data de eliberare este una, data în care te-ai născut este altceva, da? Exact așa și la firme. Și dacă introduci această dată de naștere a firmei, deci apare și data de naștere, da, a firmei. Și nu numai. Așa. Și a căsătoriei. Și a divorțului, știu eu. Multe acolo, date de naștere. Așa. Și ce putem să aflăm legat de afacerea noastră atunci când ne uităm, nu știu, la... Păi uite, dacă luăm pe scurt, da, când luăm o zi de naștere a unei firme, prima oară ar trebui să ne uităm la vibrația interioară, vibrația exterioară, vibrația de destin. Adică, cam care este mediul în care, de exemplu, angajații respectiv vor fi în cadrul acelei firme, da? Că e una, da, că e un angajat, că-s doi, că-s trei, că e doar administrator, nu contează. Acea cifră ne spune, da, vibrația aceea interioară ne spune despre cum anume necesită să se comporte sau care este mediul intern al firmei, am putea să spunem așa. Dacă ne uităm la vibrația exterioară sau la luna în care fost înființată firma, putem să aflăm ce anume social lumea așteaptă de la firma respectivă, inclusiv alte firme, da? Cum anume relaționează firma, am putea să, da, efectiv, da, ne raportăm la ea ca la o entitate. Doar că nu este persoană, este firmă și adaptăm interpretarea în funcție de simbolistica cifrelor, rămâne în principal aceeași. Doar că contextul în care apare, pentru ce anume analizăm, poate fi diferit. Dar cifrele nu se schimbă, ele rămân 1, 1, 2, 2 și așa mai departe. Doar că necesită o abilitate, într-adevăr, și un studiu intens pentru a ști cum să adaptezi interpretarea cifrelor. Da, destinația sau destinul ne spune, da, destinul acelei firme. Da, care e scopul firmei respective? Cu ce scop l-am făcut? Da, este firma respectivă. Nu ne adaptăm acestor trei, de exemplu, idei, după care ne putem uita în matriță să vedem acolo. Da? Ce anume va solicita firma de la mine? Va solicita o forță psihică mare? Sau din contră, poate nu trebuie forță psihică mare. Mai mult decât atât, poți să iei matrița ta cu data ta de naștere ca administrator și să pui și matrița firmei lângă, da, cu tot ce ai acolo informații și să te uiți, să vezi unde te va solicita firma, în sensul că va trebui tu de la tine, de exemplu, să dezvolți mai mult. Sau unde anume ce? Tu vei susține cumva firma și va trebui să o dezvolți în anumite aspecte. Deci lucrurile se pot calcula și se pot vedea foarte, foarte frumos. Aici știi cum e, venim la tine, așa, pentru că deja... Da. Venim la tine, dar, și uite,
Pentru cei care pur și simplu, fie că au angajați, fie că au colaborări cu, de business cu diverse persoane, dacă le cunosc deja data de naștere, ei pot să se uite și să vadă, ok, cum este psihic, cum stă cu psihicul, cum stă cu colaborările, cum este, da? Cum funcționează omul respectiv, cum funcționez eu? Mă uit pentru a vedea ce? Cum este omul? Să-l înțeleg. Dom'le, eu uite, sunt, da, dacă mă compar, e mult spus compar, adică în sensul că mă uit, cum funcționez tu și cum funcționez eu. Uite, spre exemplu, nici eu nu am o forță psihică la fel de mare ca ta. Asta nu e nici bine, nu e nici rău. Dar voi da. Știi ce? Că tu ești mai încăpățânată, mai puternică, acolo te descurci mai bine. Dar eu mă descurc mai bine pe alte aspecte. Poate pe prelucrarea informațiilor. Cine la ce este cel mai bun? Exact. Da, și cum putem să punem în valoare mai bine talentele acelei persoane. Exact. Și nici nu te superi. Adică dacă vezi că persoana, uite cum avem de față matrița, persoana aceasta este interiorizată emoțional. Nu o să vină să vorbească pe toate drumurile, să zicem așa, despre ceea ce simte ea. Poate să asculte pe alții, poate da, să empatizeze cu alții. E chiar un foarte bun ascultător de multe ori. Dar... când va veni vorba să exteriorizeze cu adevărat ceea ce simte, nu ce gândește, ci ce simte, va fi cu mult mai greu. Mai mult decât atâta, este o persoană care, chiar dacă lucrează cu publicul, de exemplu, îi va fi ceva mai greu, că nu are foarte multă energie. Și e posibil după o interacțiune cu un număr mai mare de persoane sau cu da, mai multe sarcini, să se simtă ce? Epuizată, mă duc să dorm, că nu mai gata, s-au terminat bateriile. Da, sunt... Nu. Foarte interesant, pe mine, deci mi-ai trezit interesul, mai ales legată și de firmă, pentru că nu m-aș fi gândit că firma mea poate să-mi spună atât de multe și poate să comunice atât de mult cu mine. Este... Ascuns pentru mine, dacă nu mine știi și făceai în pentru mine, să spui totul este energie, nu? Da. Până la urmă, în univers totul este energie. De la... și o piatră are energia ei, doar că o are la o anumită viteză și funcționează într-un anumit fel și noi zicem că ce? Nu se schimbă. Da, uite, dacă chemi un geolog, nu? O să zică, domnule, piatra asta a fost șlefuită, așa, era mai mare, uite aici, ți-o secționează, zice, uite, schimbări au avut loc, dar în mii de ani poate, sau în sute de ani, dar piatra respectivă are și ea o energie a ei, nu așa cum avem noi, diferită, într-adevăr. Da? O floare are energie, un om, un animal și așa mai departe. Adică, da, ideea este că totul este informație și energie. Și atunci, universul este matematic. Dacă universul este matematic, nu este cumva de datoria noastră până la urmă să cunoaștem simbolistica acelor cifre? Așa este și chiar... Să știm cum circulăm prin univers, nu de alta. Mi se pare fantastic pentru că eu fiind și foarte rațională și venind pe filiera asta Mate Info, acum îmi aduce o perspectivă, știi, gen, înainte vedeam, ok, matematică și toate cele formule pe care nu le mai folosesc astăzi, dar zic, uite, acum numerele pot să aibă și o altă semnificație, care să-mi și placă, știi? Care să-mi aducă informații și să spunem să mă pot folosi inclusiv de latura aceasta numerologică. Și mi se pare genial. Dar vreau să te întreb totuși, cum putem să luăm decizii luând în considerare acele cifre? Ce decizii putem să luăm uitându-ne la aceste matrițe? Păi depinde acum ce decizii ai de luat, în primul rând. Așa. Inclusiv matrița ne poate spune cât de hotărât este omul, da? Adică uite, găsuța lui 1, de exemplu, ne arată și gradul de hotărâre, printre altele, da? Și nu numai. Și la 8 ne mai poate ajuta gradul de asumare. Deciziile depinde ce decizii ai de luat. Adică nu pot să zic că iei decizii bune sau rele sau, da, îți pot vedea capacitatea ta de discernământ, de asumare, de toate, de raționament, de așa mai departe, dar deciziile vor depinde foarte mult și de context. Una e decizia de ce mănâncă astăzi, una e decizia de a deschide o firmă, una e decizia de a începe o nouă colaborare. Ar fi mai potrivit pentru mine, poate să-mi deschid o firmă, având în vedere de, nu știu, ținând cont de calitățile pe care le-am eu. Exact. De asta zic că decizii poți lua multe, doar că le iei în cunoștință de cauză. Că una este o decizie fără să ai informații prea multe, e așa, că așa ți-a venit. Nici atunci nu este întâmplător. Dar una este să iei o decizie cunoscând anumite aspecte.
Cunoscând, exact, cunoscând anumite aspecte, ai spus foarte, foarte bine. Și, Alexandra, nu știu când a trecut timpul, iar parcă am o mie de întrebări și timpul s-a scurs, așa că te invit să ne povestești un pic despre Alexei. Alexa Event o să găsiți pe Da, site, da. da, www.alexaevent.ro, fără S. Așa că o să. Nu-i bai. Ideea este în felul următor. Ce vor găsi? Vor găsi inclusiv cursul de numerologie organizat de mine, înregistrat, pentru că mulți cer, ok, nu pot participa când susții tu cursul, nici eu nu pot să susțin foarte des. Deci la secțiunea de evenimente înregistrate pot găsi inclusiv cursul de numerologie pentru a intra în aceste taine și pentru a descoperi această lume minunată a numerologiei. Dar nu numai, avem și evenimente înregistrate, avem și evenimente live, pe Zoom, mai facem și în sală, mai facem și hibrid. Urmează în aprilie, la final, să avem și o tabără de numerologie în cadrul Asociației Numerologilor, din care spuneam că fac parte. Deci sunt diverse activități de dezvoltare personală, spirituală, pe numerologie și nu numai. Acum depinde de fiecare și de nevoile fiecăruia. Decizia e la fiecare în parte, până la urmă, nu? Și dacă vrem să venim la tine, pentru că vrem să aflăm mai multe, exact, specific pe domeniul nostru, unde te putem găsi? Pentru programarea consultațiilor, alexa@alexaevent.ro, îmi puteți scrie pentru solicitare și pe site vedeți și acolo, aveți și acolo capacitatea, posibilitatea de a face o rezervare, de a plăti o consultație, de exemplu, sau de a afla mai multe detalii despre ce am putea să discutăm. Dar cel mai simplu, pentru că situațiile sunt de cele mai multe ori particulare, fiecare caută răspunsuri la diverse întrebări în viață, nu toți Da. la aceleași întrebări, și atunci cel mai simplu este pe mail. Fiecare îmi Tocmai de spune asta am ce și are spus nevoie că, și... pentru că situațiile sunt diferite și atunci Oricum, cel deja le-am mai. dat un instrument foarte fain, acel Exact. calculator, să citească cu atenție acolo, să dea click pe acele căsuțe pentru a afla și mai multe informații, pentru că odată ce ai schimbat o cifră din data de naștere, se schimbă matrița cu totul. Se schimbă matrița cu totul, da. Alexandra, vreau să-ți mulțumesc și Cu înainte drag. de a încheia acest interviu, aș vrea să te invit să ne faci o recomandare pentru antreprenorii care ne urmăresc, pentru noi cei care te urmăresc. Pentru mine este simplu. Firma se va dezvolta, sau business-ul, sau ce e acolo, pasiune, dacă e pasiune, cu atât mai bine, în conformitate cu gradul tău de dezvoltare. Te dezvolți, investești în tine, atunci și business-ul tău o să crească. Nu te dezvolți, nu investești în tine, atunci cu siguranță și business-ul va avea diverse dificultăți în a se dezvolta. Probabil asta o mare parte dintre ei știu, dar poate e un bun reminder. Un bun reminder. Alexandra, vreau să-ți mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența ta la interviul Pro și vreau să mulțumesc și sponsorilor, Pablo Logistic, Exclusive Vision, Diana Claudia Filip, Permis de Business, Bright Goals, IM Consulting, Vicențiul.ro, Roxana Blugescu, Luisa Mateescu și Coaching for Marketing. Și dacă vreți să apăreți și voi cu logo-ul vostru aici, după cum puteți vedea la interviul Pro sau pe cover-ul paginii sau grupului, vă rugăm să ne scrieți și vom reveni cu toate detaliile. Vă îmbrățișăm cu mare, mare drag și eu și Alexandra. Vă dorim o zi fantastică să aveți și ne revedem joia următoare cu un nou invitat, un nou subiect, o nouă afacere, o nouă poveste. Pe curând! Spor la cunoaștere!